Înainte de gală mă simt încrezătoare în mine. Puțin emoționat și bucuros în același timp că fac parte dintr-o asemenea, echipă. Înainte de gală mă simt, uite, așa! Așa! Este cel mai emoționant moment al Romanian Business Leaders, pentru că prin ochii profesorilor Merito ne revedem pe noi atunci când eram elevi. Din experiența mea de dascăl, hotărâtoare pentru succesul adultului de mâine este interacțiunea dintre elev și profesor. Capacitatea de a inspira, de a încuraja un tânăr să-și dezvolte abilitățile reprezintă esența acestei profesii de care te cunosc, sunt încă puternic atașat, care este foarte importantă pentru viitorul societății noastre. Domnule profesor, doamna profesoară, domnule diriginte, pentru toate zilele în care ați venit în afara programului să ne ajutați la diverse proiecte și lucrări, pentru toată dedicarea dumneavoastră și tot curajul de a crede în mine, mulțumesc pentru că m-ați făcut să mă îndrăgostesc de matematică așa de tare, încât să nu pot să-mi imaginez viața fără aceasta. Voi spune doar două cuvinte despre domnul profesor pe care Bidefender îl premiază, un domn care apreciază gândirea liberă, respectul celorlalți, inovarea, tehnologia. Există o singură problemă centrală pe lumea asta. Este problema educației. Dacă o rezolvăm, se vor rezolva toate celelalte de la sine. Împărtășim credința în faptul că educația este ceea ce va aduce o creștere sănătoasă a României. Mulțumesc din suflet că m-ați căutat. Cred că este pentru prima dată când nu am făcut nimic. N-am făcut o hârtie, nu am făcut un dosar din ăla lung, nici un CV, n-am făcut nimic. Cel puțin așa am crezut. Și cineva a dat de mine. Sufletul meu este colorat de experiențele și poveștile pe care le aduce fiecare copil atunci când îl cunosc. Și la fel este și rochia pe care o port, pentru că această rochie este creația clasei mele, clasa pregătitoare. Fac naveta de 30 de ani de la Galați la IC Brătianu și sunt director de 24 de ani. Nu m-a dărâmat nimeni. Sunt vremuri în care nu putem înainta decât mergând contra curentului. Pare că sunt vremurile pe care le trăim împreună. Și da, toți cei de aici, cel puțin noi, profesorii Merito, am mers împotriva curentului, fără să ne dăm seama poate, dar înaintând. Ne bucurăm foarte mult că ne putem asocia numele cu elitele învățământului românesc și sperăm să avem posibilitatea ca și în anii următori să facem acest lucru. Noi suferim foarte tare de lipsa de autenticitate și atunci mi-am dat seama că dincolo de comentarii și dincolo de toate ideile vehiculate în cărțile de critică literară, cred că trebuie să-mi învăț elevii să fie adevărați și să fie corecți. Nu putem cânta la o hârtie de cop pentru că ea nu produce sunete, ea produce zgomote. Maestre, muzica. 1, 2, 3. Poftim! 1, mai tare! 3, 4, muzica mai tare! 1, 2, 3! Treceam pur și simplu pe stradă, pe lângă locul unde urma să se desfășoare un concurs și cineva făcea o probă de microfon, spunea 2.10. Și în momentul în care am auzit 2.10, în cap mi-a venit instantaneu media 6. Și atunci mi-am dat seama că sunt mai profesor decât ar trebui. Eu am văzut în proiectul ăsta și continui să văd și invit pe cei din sală care încă nu s-au convins să contribuie. Practic, eu îl văd ca un grassroots movement, ca o mișcare de la firul ierbii, de jos în sus, în care acești profesori și toți cei care se mai alătură grupului în anii următori să producă schimbarea. Valorile pe care acești dascăli pasionați le dăruiesc copiilor sunt valorile pe care noi le vom întâlni în România de mâine. Vreau să încep prin a mulțumi în primul rând pentru că sunt dascăl mamei mele care și-a dorit să fie dascăl și nu a putut și a zis tu trebuie să duci meseria asta în familia noastră. Mulțumim că vă implicați, vă mulțumim că vă pasă și am convingerea că piesa aceasta o scriem împreună și că în educație nu există spectatori. Toată lumea e pe scenă. Este extraordinar că așa o comunitate își îndreaptă atenția spre profesori și spre educație și că ne susțin și ne ajută ca împreună să putem transforma România prin educație.